Am început emisiunea vorbindu-vă despre copilărie și voi continua și eu acum cu o frază inspirată a lui Antoine de Saint-Exupéry, autorul probabil a uneia dintre cele mai frumoase cărți pe care am citit-o, Micul Prinț. De unde sunt eu? Se întreba Antoine de Saint-Exupéry. Sunt din copilăria mea ca dintr-o altă țară. Nu vă spun toate astea întâmplător, ci pentru că, de curând, președintele Klaus Iohannis a promulgat, în plină stare de urgență, o controversată lege care prevede obligativitatea organizării în școli a unor programe de educație sexuală pentru copii. Reacțiile negative sunt multe și bine argumentate. Pe această temă să ascultăm punctul de vedere al purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu. Patriarhia Română s-a pronunțat în ultimii deja mulți ani împotriva introducerii în curricula școlară a unei așa zise educații sexuale obligatorii, adică cu forța. Este o temă foarte importantă și are o conotație morală foarte accentuată, motiv pentru care Biserica Ortodoxă Română, dar și celelalte culte religioase importante din România, dar nu numai, s-au pronunțat constant și în cunoștință de cauză împotriva acestei așa zise importante materii. Argumentele aduse în discuție de susținătorii unei legi controversate și din păcate promulgate recent sunt unele care țin de perfidul sofism al invocării numărului de sarcini în rândul adolescentelor, care ar fi în România unul îngrijorător. Este evident lucrul acesta că acest număr de sarcini nu are absolut nicio legătură cu absența din programa școlară a acestei așa zise importante materii. De ce? Pentru că ne aflăm în epoca comunicării supreme, ne aflăm în epoca internetului, suntem în plin ev media, adică într-o epocă în care informațiile curg spre noi, ne bombardează. Dincolo de lucrul acesta, al accesului profund și ramificat la informație pentru tineri care oricum au o precocitate mult mai mare decât cea a generațiilor din urmă, se adaugă ceva cu adevărat îngrijorător, anume inspirarea acestei așa zis importante materii din materia aceasta care se face și în alte țări și știm cum se face acolo. Este o materie profund ideologizată. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în conținuturile ei, adresate unor vârste, unor categorii de vârste extrem de fragede, de la 4 ani până la 6 ani, de exemplu, dar într-un document de altfel detestabil al Organizației Mondiale a Sănătății, pe care o să-l invoc puțin mai târziu, există inclusiv grupa de vârstă 0-4 ani. Ei bine, pentru aceste categorii de vârstă, care sunt legate în mod substanțial, concret, de ceea ce numim inocență, ceea ce trebuie păstrat până la o vârstă care aduce după sine alte provocări, aceste conținuturi sunt ideologizate în ce sens? Observăm că în alte țări se predă ideologia de gen, o ideologie aberantă, o ideologie pură, care propune în mod malformator ideea că genul nu coincide cu sexul provenit din naștere, că genul este interschimbabil, că un băiețel se poate trezi că vrea să devină fată și că trebuie să fie numit astfel sau viceversa. Dincolo de asta, e vorba despre teme care nu au legătură cu sexualitatea normală. Biserica Ortodoxă Română, punctul de vedere religios cu accente morale, gravitează în jurul conceptului de firesc, gravitează în jurul conceptului de sexualitate firească, dar orientată spre zona familiei. Nimeni nu este împotrivă într-un mod absurd și pudibond în acest secol în legătură cu firescul discuțiilor cu adolescenții, cu persoane tinere care se confruntă deja cu o problematică care ține de sexualitate, dar aceste discuții pot fi purtate cu profesorii din școală, cu părinții și accentul trebuie să cadă pe întărirea rolului părinților, stimularea lor pedagogică din partea școlii și implicarea lor în acest domeniu, în această sferă prin excelență delicată, care o constituie discuția despre un lucru de altfel firesc, care este sexualitatea fiecăruia dintre noi.
Dar dincolo de toate acestea, materia în sine despre care se vorbește ar fi, dacă ar fi introdusă în programa școlară, o materie inutilă, în primul rând, și nocivă dacă este predată ideologizat, în al doilea rând. În primul rând, e vorba de categoriile de vârstă. Copiii de 4 ani, de 6 ani, de 8 ani nu au nevoie de discuții legate de sex, legate de amănunte, detalii ale unei vieți sexuale, pentru că aceste discuții, dincolo de faptul că spulberă o frumoasă inocență, au un rol incitator, au un rol, din acest punct de vedere, pervertitor al acestei inocențe pe care ar trebui să o păstrăm până la o vârstă mai înaintată, dar nu în sensul unei ignoranțe, ci în sensul de a lăsa lucrurile să vină de la sine și să fie discutate cu oameni binevoitori, cu oameni care îi iubesc pe acei copii și nu doresc să-i orienteze într-o direcție sau alta. În concluzie, aș vrea să evoc și un document emis de Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa. Documentul se numește Standarde pentru Educația Sexuală în Europa, un cadru pentru factorii de decizie politică, specialiști și autorități din domeniul educației și sănătății. Îi invit pe toți cei care ne urmăresc, pentru că este tradus în limba română acest document, să-l citească și să vadă ce anume, la ce anume invită Organizația Mondială a Sănătății prin acest document în legătură cu predarea așa zisei educației sexuale în școală. Categoriile de vârstă vizate, repet, încep de la 0 la 4 ani, continuă până la adolescență, iar unele dintre fascinantele, cu ghilimelele de rigoare, teme care se pun în discuție pentru acești copii foarte mici sunt, de exemplu, masturbarea, prietenia și dragostea pentru persoane de același sex sau ideologia de gen. Dacă aceste teme sunt importante pentru copii de 4 ani, de 6 ani, de 8 ani, dacă cineva consideră că aceste teme sunt importante, înseamnă că se află în răspăr cu toată istoria pedagogiei și culturii europene și universale, pentru că un copil, un tânăr, aflat în perioada lui de formare culturală și morală, are nevoie, în primul rând, de educație cu majusculă, de educație pusă sub semnul firescului, al orientării minții și sufletului său către valori prin excelență, către o lume a valorilor de tip moral, pentru că ieșind din școală trebuie să ieșim pregătiți, în primul rând, din punct de vedere moral și cultural. Restul lucrurilor se adaugă în mod firesc, așa cum s-a întâmplat de-a lungul întregii istorii a educației.